Până acum chiar sunt ok cu toții, și fetele și băieții. Au dansat frumos, decent. Mie nu mi s-a părut nimic deplasat în uh, ceea ce au făcut atât fetele cât și băieții. La un moment dat am văzut și am primit foarte multe comentarii cum că Antonia a pupat o pe fata aia blondă pe braț. Sunt doar exagerări. Și lucruri pe care vor să le scoată, știți noastră cine, în evidență doar a vorbit cu ea și a ceva la ureche. Ea l-a invitat la dans, el i-a spus că nu, ea s-a apropiat de el și îi șoptea ceva la ureche pentru că era muzică și nu se aude. Nu a pupat-o, nu s-a întâmplat nimic de genul. La fete vă spuneam că mie mi s-a părut că a dansat toate fetele cu, cu striperii, dar în mod decent, nici măcar anemonă nu a făcut ceva deplasat. Mai mult au dansat fete cu fete decât băieții aceia cu fetele, uh, mi se pare că se distrează până la urmă, na, ce ar putea să facă? Vrei să fie sălbatice, să alerge pe acolo, să... cam cum ați vrea să se comporte? Mi se pare normal până acum, n-am văzut nimic, uh, wow, în sezonul trecut la ora asta era cu totul și totul diferit, nu știu ce să zic, e ok până acum, n-am văzut nimic de plațat. La ora asta, cred că Miruna era luată cu ambulanță, dacă nu mă înșel. Să sperăm că în sezonul acesta fetele vor fi mai cumpătate. Și. Uh, nu mi-a plăcut Anemona, sincer, să fiu. De Anemona nu mi-a plăcut. Mi s-a părut că cumva încerca să bage fetele din cuplul la înaintare și încerca să le scoată în evidență, așa, într-un mod negativ. Acum depinde și de fete.